tvária. De când lui m-am predat, Domnul viața mi-a schimbat, El e bucuria mea. De când lui m-am predat, Domnul viața mi-a schimbat, El e bucuria mea. Scopul ei pe drumul larg și ușor, dar eu din mâna ta doresc ce mă va semăna tot mai mult cu Hristos. Dar eu din mâna ta doresc ce mă va semăna tot mai mult cu Hristos. Păstorul bun mi-a promis, prin har nimic nu mi va lipsi. Bunătatea sa și durarea zi de zi, știu că mă vor însoți. Bunătatea sa și durarea zi de zi, știu că mă vor însoți. Sunt mic și lupta este grea, am pietre mici în mâna mea, dar știu că harul lui mi-e de ajuns în slăbiciuni, lupt doar prin tăria sa. Dar știu că harul lui mi-e de ajuns în slăbiciuni, lupt doar prin tăria. Slăvim pe Dumnezeu prin cântarea de sub numărul 1. Am ales pe Domnul Iisus, al meu bun păstor, cu El sigur voi ajunge sus învingător. Am ales pe Domnul Iisus, al meu bun păstor, cu El singur voi ajunge sus învingător. Sus în cer, în nebunire, vreau să fiu și eu. Sus în cer, în strălucire, sus cu Domnul meu, un izvor de fericire. Sufletului tău,
în seara aceasta înaintea Ta și Te binecuvântăm pentru că invitația Ta încă răsună. Îți mulțumim, Doamne, pentru toți aceia care au înțeles chemarea Ta, care au acceptat invitația Ta, care au venit la Tine și astăzi sunt copiii Tăi. Doamne, în numele Domnului Iisus Hristos Te rugăm ca Tu să ne binecuvintezi. Ajută-ne să trăim conform numelui pe care îl purtăm și am vrea ca întotdeauna prin traiul nostru, prin tot ceea ce facem, să-Ți aducem cinste și onoare numelui Tău. Binecuvintează, Te rog, și întâlnirea noastră din această seară. Ne-am adunat în casa Ta, ne-am adunat în numele Tău și avem această încredințare că ne-am adunat și în prezența Ta. Doamne, dacă Tu nu ești cu noi, atunci adunarea noastră este zadarnică. De aceea Te rugăm, fii împreună cu noi părtași la slujba din această seară. Dacă sunt lucruri care ar împiedica Duhul Tău cel Sfânt să lucreze în toată plinătatea, Te rugăm ca Tu să le dai afară. Te rugăm să sfințești, să curățești biserica. Și am vrea ca și seara aceasta să fie o seară în care să ne apropiem real de Tine. Binecuvintează pe toți cei care au venit la închinare. Binecuvintează pe cei care într-un fel sau altul Te vor sluji și în această seară. Și, Doamne, nu putem să trecem cu vederea pe frații noștri, surorile noastre, care și-ar fi dorit să fie aici. Te rog, fii mângâiere pentru cei bolnavi. Te rog să fii ocrotitor pentru cei care sunt în călătorii, la servii sau în alte împrejurări. Și fie peste toți și peste toate binecuvântarea Ta. Și în numele Domnului Iisus Hristos încredințăm slujba din această seară în mâna Ta. Amin. Ne închinăm înaintea lui Dumnezeu prin cântarea de sub numărul 28. Cine altul decât Iisus poate fericire da? Bun, milos și scump e Iisus, El pe veci partea mea. Cine altul decât Iisus poate fericire da? Bun, milos și scump e Iisus, El pe veci partea mea. La timpul de rugăciune din seara aceasta vom fi îndemnați de un verset pe care îl găsim în Evanghelia după Matei, capitolul 10, versetul 1. Evanghelia după Matei, capitolul 10, versetul 1, este versetul care ne va sluji ca și îndemn de rugăciune pentru seara aceasta. Apoi Iisus a chemat pe cei 12 ucenici ai Săi și le-a dat putere să scoată duhurile necurate și să tămăduiască orice fel de boală și orice fel de neputință. Amin. Amin. Ocupăm locurile și continuăm să dăm slavă lui Dumnezeu prin cântare. Ne închinăm înaintea Domnului prin cântarea de sub numărul 15. Azi Domnul este păstorul meu, eu lipsă n-am să duc. Din verzi pășuni și ape vii, eu sufletul mi-a dat. Azi Domnul este păstorul meu, eu lipsă n-am să mă duc, din verzi pășuni și
care vii, eu sufletul mi-am adânc. Povață-mi dai pe cărarea crian, în lume port al tău lume sfânt. Chiar și prin moarte eu trec ușor și nu mă tem nici când. Toiagul tău și nu câțiva ani de zile, într-o seară, mă întorceam de la o seară de evanghelizare, de undeva din zona Făgetului, și ca niciodată aveam un sentiment că cineva mă urmărește. Dar nu că e om, nu că e o mașină, ci că e ceva. Și parcă simțeam tot mai aproape. Și pe când treceam printr-una dintre localitățile unde știu că nu este biserică, parcă starea aceasta s-a accentuat și vreau să vă zic că dintr-o dată parcă nu mai aveam putere nici să țin de volan și nici să apas accelerația. Țin minte că am redus la minim cu a întâia și la un moment dat am crezut că nu o să mai pot să înaintez. Nu mi s-a mai întâmplat niciodată până atunci și nu mi s-a mai întâmplat nici după lucrul acesta, dar de atunci mi-am și învățat o lecție, n-am mai plecat niciodată singur. Dar absolut niciodată. Țin minte că am sunat acasă și am spus acasă, știe care e starea mea și ce se întâmplă cu mine. Și dacă cumva nu voi ajunge, să știe să vină în cale și de unde să mă găsească. Lucrurile s-au schimbat. Imediat după ce am ajuns acasă, socrii erau la noi și așa, abia am intrat în casă, dar cum am intrat în casă, ne-am pus și ne-am rugat lui Dumnezeu și am mulțumit că am ajuns acasă. Vreau să vă spun un lucru. După ce ne-am rugat, slăbiciunea aceea a dispărut. Dar știți cum a dispărut? La fel cum a și venit. Nu știu dacă ați trecut printr-o astfel de experiență. Nu vă doresc să treceți. Dar atunci am învățat ce înseamnă să nu mai ai putere. Și e teribil ca om să te știi bine, să te știi sănătos din punct de vedere medical și în același timp să simți că nu mai ai absolut nicio putere în tine. E una dintre cele mai cumplite senzații când te trezești fără putere. Am înțeles atunci cât de importantă este puterea și am înțeles atunci și ce aduce puterea.
Am înțeles că existase un consum extraordinar de energie în seara aceea, că fusese o luptă teribilă și că cineva a știut, pentru că diavolul așteaptă momentul în care suntem slabi. Și atunci intervine și atunci vrea să ne atace. În seara aceasta nu neapărat despre slăbiciuni și nu despre slăbiciune vreau să vorbim, ci despre putere. Și vreau să-i mulțumim lui Dumnezeu că El este sursa puterii noastre. Dacă nu ne-ar da Dumnezeu putere, și din punct de vedere fizic, dacă Dumnezeu nu ne-ar da putere, noi n-am mai putea să ne ridicăm din pat, noi nu ne-am mai ridicat de pe scaun. Dar este un Dumnezeu care ne dă putere, mărit să fie numele Lui. Versetul din seara aceasta spune așa: apoi Iisus a chemat pe cei 12 ucenici ai Săi și le-a dat putere. Înainte să le dea misiunea, înainte să le spună ce să facă, Domnul Iisus Hristos le-a dat putere. Și cred din toată inima mea că și în seara aceasta și în vremurile acestea avem nevoie de putere. Da, e adevărat, puterea vine din citire, puterea vine din trăire, puterea vine din rugăciune, puterea vine din jertfă, puterea vine din facere de bine, puterea vine din credință, puterea vine din părtășie, puterea vine din închinare. Toate acestea sunt surse de putere. Dar sursa principală a puterii este Dumnezeu. Slăvit să fie El. De aceea, în seara aceasta, vreau să venim înaintea lui Dumnezeu și să spunem așa: Doamne, Îți mulțumim că până în seara aceasta ne-ai dat putere. Îți mulțumim că ori de câte ori noi am slăbit și noi am fost slabi, ai intervenit Tu și ne-ai dat putere. Că ori de câte ori și noi am simțit că nu mai putem, că ori de câte ori noi ne-am simțit epuizați, că ori de câte ori am simțit că ne prăbușim, Dumnezeu a intervenit și ne-a mai dat putere, mărit să fie numele Lui. Și în seara aceasta vreau să venim înaintea lui Dumnezeu și să spunem: Doamne, Îți mulțumim că ne-ai dat putere. Și în același timp în care îi mulțumim, spunem în seara aceasta: Doamne, Te rugăm în continuare să rămâi sursa puterii noastre. Dacă Dumnezeu nu ne-ar da putere și dacă nu am fi conectați la această sursă atotputernică care se numește Dumnezeu, atunci noi am fi pierduți. Noi avem nevoie de puterea lui Dumnezeu. De curând am auzit noi iarăși versetul care, prin care Dumnezeu ne-a asigurat că ne păzește cu puterea Lui și noi suntem păziți de puterea lui Dumnezeu. Dar avem nevoie fiecare dintre noi de putere. Vă spun așa, când ne ridicăm aici, avem nevoie de putere. Când ții cuvântul și vestești cuvântul, e nevoie de putere. Și astăzi, poate mai mult ca oricând, dacă e să facem un studiu și să vedem ce lipsește dintr-un mesaj, ce lipsește din viața unui slujitor și a unui predicator, să știți că foarte ușor se poate ajunge la concluzia că lipsește puterea. Cunoștințe avem, documentați suntem, argumente avem, biblioteci avem, tehnici oratorice avem, pregătire avem, dar e ceva acolo. E ceva acolo. Și e puterea. Corul când se ridică, să știți, are nevoie de putere. Da, are nevoie de repetiție, are nevoie de dirijor, are nevoie de inimă bună, dar are nevoie de putere. Să știți, o cântare cu putere, și vă dau, avem exemplu din Scriptură, erau legați cu picioarele în butuci. Băi, dar când au cântat de acolo din temniță, au cântat cu putere. Și s-a cunoscut că ei cântă cu putere. Vreau în seara aceasta să ne rugăm ca Dumnezeu să dea putere celor care vin în față, să se închine, să laude numele lui Dumnezeu. În rugăciune, să știți că și acolo e nevoie de putere, pentru că acolo e o luptă, acolo e o bătălie și e interesant că în măsura în care în rugăciune există și un consum de energie și un consum de putere, tot acolo găsești și un izvor de putere. Dar e consumul acela. Și e nevoie de putere în rugăciune. Știți, de multe ori observ că știm cum să ne rugăm. Așezăm cuvintele foarte frumos. Știm să le articulăm foarte bine.
Vorbim așa de poetic, așa de melodios, câteodată ne rugăm așa de teologic, altădată așa de biblic. Dar câteodată știți ce lipsește parcă din rugăciune? Lipsește puterea aceea. Și în seara aceasta vreau să cerem și să spunem, Doamne, te rugăm să ne dai putere în rugăciune. Avem nevoie de putere aici, dar avem nevoie de putere și când ieșim de aici. Ca să împlinim ceea ce am auzit aici, avem nevoie de putere, pentru că vine valul de ispite, de încercări. Și ai nevoie de putere ca să rămâi fidel învățăturii pe care ai auzit-o în casa lui Dumnezeu, cuvântului pe care l-ai auzit, care a ajuns la mintea ta, la inima ta, ca să-l pui în practică. Întâlnești oameni față de care vrei să fii o mărturie, asupra cărora vrei să ai un anumit impact. Și dacă vrem să avem impact asupra oamenilor, avem nevoie de putere. Și oamenii cu putere sunt oamenii care au impact asupra celorlalți oameni. Și că în seara aceasta vreau să venim și să spunem, Doamne, te rugăm să ne dai putere. Aici, în biserică, dar și când ieșim din biserică. În același timp, în seara aceasta, vreau să ne rugăm pentru aceia care nu mai au putere. Ne rugăm ca Dumnezeu să îi întărească. Să știți că am auzit de-a lungul timpului atât de multe mărturii din partea unor oameni care au spus așa, am ajuns la capătul puterilor. Nu mai am putere. Nu mai am putere. Nu mai am putere să lupt. Nu mai am putere să mă ridic. Nu mai am putere. Vreau să ne rugăm în seara aceasta pentru aceia căror putere e epuizată. Ne rugăm ca Dumnezeu să le dea putere. Vreau să ne rugăm pentru aceia care trec prin tot felul de încercări și necazuri. Să știți că parcă peste unii oameni încercare după încercare, necaz după necaz, suferință după suferință, pierdere după pierdere, dramă după dramă. Și stai și te mai gândești cât mai poate să ducă oamenii ăștia. Hai să ne rugăm ca Dumnezeu să îi întărească, Dumnezeu să dea putere. Fratele Titus îmi și spunea despre un caz, cazul unei tinere, unei fete din biserica din Borlova, care a primit un diagnostic nefavorabil și crunt și teribil din partea medicilor. Și prezentându-mi așa istoricul familiei, vine după un șir lung de necazuri și de... Hai să ne rugăm ca Dumnezeu să intervină cu puterea Lui, pentru că dacă e să vorbim de putere, dați-mi voie să vă spun că Dumnezeu și astăzi are aceeași putere ca întotdeauna și Dumnezeu are și astăzi putere să vindece și poate să vindece. Binecuvântat să fie numele Lui. Auziți ce spune aici? Le-a dat putere să scoată duhurile necurate și să tămăduiască orice fel de boală și orice fel de neputință. Haideți să ne rugăm și pentru cazul acesta, pentru fata aceasta, ne rugăm ca Dumnezeu să se atingă de ea cu puterea Lui. Haideți să ne rugăm pentru aceia care îngrijesc de cei bolnavi și am mai adus noi aminte, avem și noi, surori și frați, care îngrijesc de persoanele dragilor de timp îndelungat și nu e ușor, subliniem încă o dată că nu e ușor. E greu să fii bolnav, dar poate că e la fel de greu și e și mai greu să îngrijești de cineva care este bolnav. Ne rugăm ca Dumnezeu să întărească pe cei care se îngrijesc de cei bolnavi. Ne rugăm ca Dumnezeu să le dea putere. Nu e ușor, zi de zi, ceas cu ceas să fii acolo, să trebuiască să faci aceleași lucruri, plus că omul când e în suferință, când e în boală, e un pic și mai dificil și un pic și mai dificil de lucrat cu el. Ne rugăm ca Dumnezeu să le dea puterea celor care se îngrijesc de bolnavi. Ne rugăm pentru aceia care au căzut și nu mai au putere să se ridice în seara aceasta. Vreau să ne rugăm ca Dumnezeu să le dea putere. Alții nu mai au putere să se roage, alții nu mai au putere să ridice privirea. Deci să ne rugăm ca Dumnezeu să dea putere. El, Cel care este sursa puterii, El, Cel care este atotputernic, să ne dea și nouă, încă o dată, așa cum le-a oferit ucenicilor Săi. Ceea ce este frumos în versetul acesta este faptul că Domnul Iisus Hristos i-a chemat pe ucenici.
Și spune, apoi i-a chemat pe cei 12 ucenici ai săi și le-a dat putere. Și cred că în seara aceasta Domnul ne-a chemat să venim în casa Lui cu un scop, că El vrea să ne dea putere și Domnul să facă lucrul acesta. Cine simte nevoia și vrea să mulțumească Domnului și să ceară de la Domnul putere, în seara aceasta are oportunitatea să facă lucrul acesta. Haideți să ne ridicăm cu toții și frați, surori, de aici din față, din sală, de la balcon, să venim cu rugăciuni înaintea lui Dumnezeu. Doamne Tată, îți mulțumesc și te rog în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, te rog să-ți dai putere de veghere. Să ne chem la umblarea ta, la vorba ta, la traiul tău, Doamne. Ajută-mă să veghez la cuvântul tău, Doamne. Te rog să-mi dai putere de mărturisire, să te mărturisesc în tot timpul și în tot locul. Gura mea să nu tacă, Doamne Iisuse Hristoase, să te mărturisească la timp și de la timp, Doamne. Ajută-mă, Doamne, și înțelește-mă la mine. De putere de mijlocire, Doamne, Tatăl meu, în numele Domnului nostru Iisus Hristos, să mijlocire, Doamne, pentru păstori, pentru biserica noastră, Doamne, pentru frați, pentru surori, pentru cei dragi ai lor, pentru bolnavi din poporul tău, Doamne. Te rog, Doamne Iisuse Hristoase, atinge-te de fetița de la urmă. Amin. Te rog, Doamne, dă-i vindecare. Amin. Te simt totul, Doamne. Îți mulțumesc, Doamne, te slăbesc, Doamne. Și te mai rog în continuare, umpli biserica ta, frații mei și surorii, de putere, Doamne. De putere, de rugăciune, Doamne. Amin. Să trebește de tine și de fiecare. Toată slava, cinstea, gloria și onoarea să fie a Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. Amin. Amin. Love it.
Amin. Te rog, Doamne, dacă este duh de frică,
aceste vremuri, ca să le facem față, este nevoie să fim umpluți de puterea Ta. Dar ne cunoaștem, Doamne, că de atâtea ori mi sunt umpluți de frică, Doamne. Te rog să ne eliberezi, Doamne. Veștile care ne anunță ne îngrozesc de atâtea ori și în loc să ne teme la rugăciune, ne îndeamnă la panică. Ai milă de noi, Doamne. Fă să luminăm în mijlocul întunericului. Știm, Doamne, că în urmă cu 2000 de ani, când ai venit pe pământ, era la fel în întuneric gros. Și acum este din nou întuneric. Dar știm, Doamne, că atunci când vii Tu, întunericul se risipește. Și vine speranța în inimile noastre. Te rog să o aduci, Doamne, să ne înflăcărezi pentru Tine, să ne trezești duhurile noastre, Doamne. Să ne rugăm mai mult, căci de acolo ne vine puterea. Să stăm mai mult în părtășie cu Tine. Sfințește biserica de țimari. Întărește-ne pe toți, Doamne. Ferește-ne de prefăcătorii, Doamne. Ajută-ne să fim cu adevărat frați, cu toate pe buze, Doamne. Că Tu cunoști pe cei care se încred în Tine. Trezește biserica Ta universală. Trezește țara românească, Doamne. Și a mijlocirea Domnului Tău. Nu mai îngădui să se închidă bisericile. Vieți bine de Domnul. Suntem mireasa Ta, Doamne, și avem nevoie de unitate. Avem nevoie de părtășie. Ascultă-ne, Doamne, și nu mai îngădui. Adună boala aceasta de pe pământ, Doamne. Și numele autorității Tale să fie arsă din temelii, Doamne. Fie-ți milă, Tată, în numele Domnului Iisus m-a rugat, coboară cu putere, Doamne. Aceeași putere care ai dat-o ucenicilor, este nevoie și în vremea aceasta pe pământ. Dă-ne-o, Doamne, la toți, ca să fie risipit întunericul. Dă-ne autoritatea asupra demonilor, în numele autorității Tale să plece, Doamne, și să putem să ne rugăm atunci când strigăm la Tine. În numele Tău, Iisus, m-a ajutat și îți mulțumesc că m-a ascult slavă Ție. Amin. Amin. Amin, ocupăm locurile și corul laudă pe Domnul.
Spunem și în seara aceasta, din toată inima și având atâtea și atâtea motive, slăvit să fie Domnul. Binecuvântat să fie numele Lui. În numele Lui vă salutăm în casa Lui Dumnezeu și fie ca binecuvântarea Domnului să fie peste fiecare dintre dumneavoastră, așa, într-o formulă frumoasă pentru vineri seara și să ne ajute Domnul să prețuim timpul acesta când putem să venim la casa Lui Dumnezeu. Domnul să vă răsplătească și Domnul să ne ajute ca de fiecare dată când ușa casei Lui Dumnezeu se deschide, să căutăm să fim prezenți în locul acesta. Salutăm și pe cei care nu sunt, unii din motive obiective, ne rugăm ca Dumnezeu să îi însoțească acolo unde se află și dacă se închină împreună cu noi, dorim ca prezența Domnului să fie alături de ei, să simtă și ei lucrul acesta și Duhul lui Dumnezeu să lucreze și în inima lor și în inima noastră. Salutăm și pe cei care sunt departe de casă, Domnul să îi însoțească, Domnul să îi binecuvinteze. Săptămâna aceasta, și ca să aduc următorul salut, săptămâna aceasta ne întorceam de la Reșița cu fratele Titus, cu fratele Adi, miercuri, cred. Miercuri și fratele Titus, nu mai vorbim așa câteodată, pe cine am mai văzut, pe cine n-am văzut la biserică. Fratele Titus zice, nu l-am mai văzut pe Ovidiu de mult la biserică. Și zic, știm, dar Ovidiu e plecat, fratele Adi e cel care a vorbit cu el. Ne-am bucurat în seara aceasta să-l revedem pe Ovidiu, plecat în Germania. Ovidiu, bine ai revenit acasă, Domnul să te binecuvinteze. Ne-a rugat pentru tine și mulțumim lui Dumnezeu că te-a păzit, te-a ocrotit și te-a adus cu bine. Ridică-te, Ovidiu, că văd că frații se mai uită așa în stânga, în dreapta, să vadă despre care Ovidiu este vorba. Bine ai revenit, Ovidiu. Am observat un lucru. Și trebuie să-l spun, așa, mă gândeam, zic, nu-l zic, dar trebuie să-l spun. O să vă rog așa, persoanele care v-ați rugat vinerea asta, vinerea viitoare să nu vă mai rugați. Și să vă zic de ce. Acum apare șocant, frate Sergiu, nu ne lași nici să ne rugăm la biserică. Să vă zic de ce. Pentru că de ceva vineri, observ că aud aceleași voci care se roagă. Indiferent de care este motivul. Nu numai vinerea, și duminica. Indiferent de cine dă îndemnurile, indiferent de care sunt motivele de rugăciune, cam aceleași voci. Fie că vorbim de credință, fie că vorbim de bunătate, fie că vorbim de facere de bine, fie că vorbim de putere, fie că ne rugăm pentru bolnavi, fie că ne rugăm pentru medici, fie că ne rugăm pentru nu știu ce, cam aceleași persoane se roagă. Oare alții nu mai știu să se roage? Eu vă rog din toată inima, eu zic că ar fi o rușine ca nimeni să nu se roage. Ar fi o rușine ca nimeni să nu-și deschidă gura. Serios, în seara aceasta, gândindu-ne la... Oare dacă ar fi fost vorba despre o cunoștință de-a noastră, cazul despre care l-am amintit, nu e așa că ne-am fi rugat? Ei, dar dacă nu o știm, e o soră, e o fată. Poate nu știi pe nimeni lipsit de putere. Dar dacă ai fi chiar tu în seara asta, haideți să învățăm să ne rugăm. Dacă nu suntem noi în cauză, să ne rugăm pentru alții. Să știm să ne purtăm în rugăciune unii pe alții. Domnul să ne ajute. Da, știu că poate veți spune, frate Sergiu, ne-am rugat în gând. Vreau să vă zic așa, că dacă toți ne rugăm în gând, o să fie o dată în care o să predic și eu în gând. Și o să cânte și corul în gând. Și imaginați-vă cum ar fi să fie totul, poți să-L auzi pe Domnul prin cântare în gând. Te gândești, fredonezi în mintea ta, vestești cuvântul în mintea ta. Și spuneam întotdeauna, eu sunt conștient de faptul că înainte de a predica înaintea dumneavoastră, eu predic înaintea lui Dumnezeu. Înainte de a mă asculta dumneavoastră, mă ascultă Dumnezeu. De aceea trebuie să fiu atent la fiecare cuvânt, la fiecare lucru pe care îl spun de aici. Conștient de faptul că Dumnezeu este acela care mă ascultă. Vreau să înțelegem lucrul acesta și mă rog ca Domnul să se îndure de noi ca și biserică. O să mai aduc eu aminte vinerea viitoare,
Și îndemnul este să învățăm să ne rugăm. Să începem să ne rugăm. Casa lui Dumnezeu este numită casă de... Nu, știu că de cântat n-avem poate toți voce. De predicat n-avem toți dar. Dar de rugat, hai să ne rugăm. De rugat toți știm și toți putem să ne rugăm. Domnul să ne ajute la aceasta. Și frumusețea știți care este? Că avem un Dumnezeu care încă ascultă rugăciunile. Frumusețea rugăciunii cu voce tare este aceea că la rugăciunea ta pot spune amin și alții. Că împreună cu tine în rugăciune se pot uni și alții. Și noi credem că tot ceea ce a spus Domnul Iisus Hristos este plin de adevăr și își păstrează valabilitatea și în vremurile acestea. Dacă doi sau trei se învoiesc să ceară un lucru, de la mine le va fi dat. Dar eu de unde să știu dacă sora s-a rugat în gând, dacă fratele s-a rugat în gând, de unde știu să zic eu amin, de unde să știu eu ce s-a rugat el, ce cere? Haidem și vă încurajez și mai spun și lucrul acesta. Unii poate se gândesc așa, da, mă ascultă cel de lângă mine. Nu te rogi pentru asta. Nu-ți pregăti, nici măcar nu-ți pregăti cuvintele. Nu spune o rugăciune ca pe poezie. Nu, aia nu-i mai rugăciune. Ci roagă-te înaintea lui Dumnezeu, așa cum simți în inima ta, potrivit cu ceea ce trăiești, potrivit cu ceea ce te doare, potrivit cu nevoia pe care tu o ai și cu nevoile pe care alții le au. Domnul să ne ajute la aceasta. Amin. În seara aceasta avem surori care vor să laude pe Domnul, Domnul să le întărească, Domnul să le dea putere. Sora Vida are un psalm, apoi sora Silvia Bălan are o poezie, după care ascultăm o cântare din partea unui grup de surori, Bechi o poezie și sora Moise Pătruța și ea o poezie. Domnul să fie slăvit prin toate acestea și biserica să fie zidită și întărită. Amin. Psalmul 9. Voi lăuda pe Domnul din toată inima mea, voi istorisi toate minunile Lui, voi face din tine bucuria și veselia mea, voi cânta numele Tău, Dumnezeule preanalt, pentru că vrăjmașii mei dau înapoi, se clatină și pierd dinaintea Ta, căci Tu îmi sprijinești dreptatea și pricina mea. Și stai pe scaunul Tău de domnie ca un judecător drept. Tu pedepsești neamurile, nimicești pe cel rău, le ștergi numele pentru totdeauna și pe vecie. S-au dus vrăjmașii, n-au rămas din ei decât niște dărâmături veșnice, niște cetăți dărâmate de tine, li s-a șters pomenirea. Ei s-au dus, dar Domnul împărățește în veci, și-și pregătește scaunul de domnie pentru judecată. El judecă lumea cu dreptate, judecă popoarele cu nepărtinire. Domnul este scăparea celui asuprit, scăparea la vreme de necaz. Cei ce cunosc numele Tău se încred în Tine, căci Tu nu părăsești pe cei ce Te caută, Doamne. Cântați Domnului care împărățește în Sion, vestit printre popoare-i sprăbile Lui, căci El răzbună sângele vărsat și-și aduce aminte de cei nenorociți. Nu uite strigătele lor. Ai milă de mine, Doamne, vesti căloșia în care mă duc vrăjmașii mei și ridică-mă din porțile morții ca să vestesc toate laudele Tale în porțile fiicei Sionului. Neamuri, și să mă bucur de mântuirea Ta. Neamurile cad în groapa pe care au făcut-o. Li se prinde piciorul în lațul pe care l-au ascuns. Domnul se arată, face dreptate și prinde pe cel rău în lucru mâinilor Lui. Cei răi se întorc în locuința morților,
toate neamurile care uită pe Dumnezeu, că cel nenorocit nu este uitat pe vecie. Nădejdea celor sărmari nu pere pe vecie. Scoală-te, Doamne, ca să nu biruie omul. Neamurile să fie judecate înaintea Ta. Aruncă groaza în ei, ca să știe că nu sunt decât oameni. Amin. Amin. Domnul să vă binecuvinteze. Ne cheamă Domnul azi la pocăință, la dragoste curată și răbdare, la o trăire sfântă prin credință și nu la forme simple de închinare. Ne cheamă Domnul azi la lepădare, de euul vechi și plin de răutate, la umilință și la transformare, după cum cere Sfânta Lui dreptate. Domnul așteaptă de la noi căință, căci toți avem conștiința întinată. Ne cere să avem îngăduință cu semenii ce ne-au greșit vreodată. Tu, cel ce crezi însă că n-ai greșeală, ești orb, căci ți-a murit de mult conștiința. Însă când iasă totul la iveală, îți vei vedea cu groază neputința. Tu vei primi o sândă și o cară, căci râvna celui slab tu o poți stinge. Când îi așezi pe umeri o povară, pe care tu măcar nici nu o poți atinge. Fă-ți dar acum o scurtă cercetare, având în față Sfânta Lui dreptate, și apoi răspunde la o întrebare. Cine ești tu să-l judeci pe al tău frate? Căci de-ai putea să vezi măcar ce bârnă te-a dus în starea tristă de orbire și ce poveri la gâtul tău atârnă, n-ai mai stârni atâta împotrivire. Ci te-ai rugat zdrobit de umilință, cerându-i Tatălui să-ți dea iertare, căci felul tău greșit de pocăință a fost o formă falsă de închinare. Amin. Amin.
Dacă târziu tu te trezești, stai prea puțin în rugă, nici nu ai timp să studiezi, mereu mănânci în fugă, când de la masă te ridici, e oră întârziată, chiar înainte ca să pleci, mai roagă-te odată. Când întuneric e pe drum sau ai pierdut cărarea, sau peste tot în jurul tău e agitată marea, când vântul e împotriva ta cu ura lui turbată, ridică-ți ochii către cer, mai roagă-te odată. Când se revarsă ape mari sau vine uraganul, iar un cutremur de pământ ți-a prăbușit tavanul, când fără casă tu rămâi și pierzi averea toată, în loc să murmuri și să plângi, mai roagă-te odată. Când vrei să pui în gura ta un fruct pentru vorbire, să nu răspunzi la provocări, te lupți cu vechea fire, când îți apare în calea ta ispita deghizată, de vrei să fii biruitor, mai roagă-te odată. Când vezi oriunde în jurul tău că se păcătuiește și că din ce în ce mai mult iubirea se răcește, iar adunarea unde mergi e apostaziată, ca și Iisus în Ghețimani, mai roagă-te odată. Când ai aflat din profeții că vremea se împlinește și toate în jurul tău vestesc că totul se sfârșește, te uiți spre ceruri și nu vezi că Domnul se arată ca și Ilie pe genunchi. Mai roagă-te odată. Amin. Rămâi cu noi, e atâta teamă și atâtea lacrimi sunt în lume, atâția oameni ce în rugă repetă tainic al tău nume. Sunt multe mâini ce se înalță spre cerul încă plin de nori și ochii plini de dor așteaptă o rază strălucind în zori. Rămâi cu noi, e slabă firea și spaima ne încătușează. E greu să mai cântăm în noapte și mintea să o ținem trează. În jurul nostru mulți sunt cei ce cad de boală secerați, străini de aproape, de departe, sunt mame și surori și frați. Rămâi cu noi, avem nevoie de harul tău, de pacea ta, avem nevoie de nădejdea ce numai tu ne-o mai poți da. Ne aplecăm cu reverență să te onorăm cum se cuvine, iar ruga se înalță în ceruri. Rămâi cu noi și va fi bine. Amin.
Săptămâna aceasta a fost o săptămână când încă o dată am putut să vedem modul frumos în care Dumnezeu știe să se îngrijească de noi în fiecare zi, binecuvântat să fie numele Lui. Din săptămâna aceasta, spicuind, aducem înaintea dumneavoastră câteva aspecte. Am stabilit o întâlnire pentru săptămâna aceasta și miercuri Dumnezeu ne-a ajutat împreună cu fratele Titus, cu fratele Adi, ne-am dus la Reșița. Ne-am întâlnit cu fratele Daniel Bărnuț, cu sora directoare a Liceului Baptist și ca urmare acestei întâlniri și ca urmare a începutului frumos de lucrare a grădiniței creștine din Caransebeș, cu ajutorul lui Dumnezeu, începând cu anul școlar următor, 2021-2022, în Caransebeș va mai fi încă o grupă de grădiniță cu program prelungit și cu ajutorul lui Dumnezeu va fi și o grupă, o clasă deja de învățământ primar, clasa 0. Mulțumim lui Dumnezeu pentru aceasta, a Lui să fie toată slava. Asta presupune că va fi mult de muncă, trebuie să pregătim totul pentru ca activitatea să poată să înceapă acolo. Și în același timp anunțăm biserica că înscrierile pentru anul școlar 2021-2022 se fac în perioada imediat următoare, începând de duminică, la ieșire o să fie fișele de înscriere pentru grădiniță de pe acum. Eu sunt convins că nu avem locuri ca să cuprindem încă o grupă, într-o grupă să-i cuprindem pe toți cei care vor. Așa că prima dată și primii care aud asta în oraș sunt frații și surorile, este biserica și puteți să spuneți la copii, la nepoții dumneavoastră să ia câte o fișă, să se înscrie și nădăjduim ca Domnul să lucreze. Ne rugăm ca Domnul să găsească și sunt sigur că vor fi și copii care să înceapă și clasa 0. E, pentru mine e o mare bucurie că stăteam așa cu inima strâns legată și m-am gândit, bun, grădiniță, frumos. Ce se întâmplă după grădiniță? Și e frumos să putem să oferim continuitate copiilor care își încep educația într-un mediu frumos și sănătos din punct de vedere spiritual, ca să fie continuitate tot într-un astfel de mediu. Domnul să-și binecuvinteze lucrarea Lui și aduc înaintea dumneavoastră gândul acesta să vă rugați pentru lucrarea aceasta. Este o lucrare la început, este o lucrare de perspectivă și zic așa, cât Dumnezeu va ține pământul acesta, să țină biserica și să țină școala, sunt foarte esențiale și mai mult decât atât, cât va fi pământul acesta, lucrarea lui Dumnezeu în biserică să propășească și în ceea ce privește educația la fel, să propășească această lucrare a Domnului și în orașul nostru. Amin. Vă anunțăm și faptul că asta este o veste, acum tot timpul stau și mă gândesc la anunțurile acestea, oare cum sunt veștile acestea? Sunt bune sau sunt mai puțin bune? Una dintre surorile noastre, membra bisericii noastre, e adevărat, a plecat de foarte mult timp, o perioadă bună în Spania, stabilită în ultima perioadă la Bethausen, sora Bologa Maria, a plecat în veșnicie, a plecat de pe pământul acesta. Ne rugăm ca Dumnezeu să binecuvinteze familia și spunem așa, pe cei mântuiți din familie, dacă sunt, Dumnezeu să-i țină în continuare tari și să le mărească nădejdea și încrederea în Dumnezeu, iar dacă sunt nemântuiți, Dumnezeu să lucreze cu cercetare la inimile lor. Înmormântarea va avea loc mâine în comuna Bethausen, fratele Titus va participa la înmormântare, ne rugăm ca Dumnezeu să-l însoțească, Dumnezeu să-l călăuzească, să-l păzească și în același timp ne rugăm ca Dumnezeu să-l întărească, Dumnezeu să-l umple de putere acolo în vestirea cuvântului lui Dumnezeu. Cu voia lui Dumnezeu, noi ne vom întâlni în casa lui Dumnezeu, duminică, de dimineață, începând cu ora 10. Încă o dată amintim, ne întâlnim cu aceia căror nume de familie este cuprins și inclus de la litera A până la litera H. Vă așteptăm cu drag. Dacă aveți un prieten, o cunoștință și vrea să vină la biserică, sau e cineva care vrea să vină la biserică,
Puteți să spuneți că se poate lucrul acesta, încă se mai poate, nu știm cât se mai poate. Cu ajutorul lui Dumnezeu, eu duminică de dimineață voi fi la biserica din Jdioara. Mulțumim Domnului pentru ceea ce ne-a ajutat să realizăm acolo și împreună cu frații și surorile de acolo. Duminică de dimineață vrem să avem un timp special în care să-i spunem lui Dumnezeu mulțumim frumos și mulțumesc frumos pentru felul frumos în care ne-a ajutat și ne-a sprijinit. De după amiază ne vom întâlni din nou în locul acesta, începând cu ora 18, ne întâlnim cu frații și surorile a căror nume de familie este cuprins și inclus de la litera I până la litera Z. Domnul să-și binecuvinteze lucrarea lui, Domnul să ne însoțească. De după amiază voi face așa rocada și fratele Titus se va duce acolo. Ne rugăm ca Domnul să binecuvinteze frații, surorile de acolo și încă o dată subliniez, să știți asta, de fiecare dată când am oră de rugăciune, acolo fiind mai puține, permitem să ne rugăm toți. De fiecare dată, frații și surorile de la Jdioara și de la Crivina se roagă pentru biserica din Caransebe și pentru frații și surorile de aici. Nu vă cunosc, nu vă știu, dar se roagă pentru dumneavoastră. Când vă rugați și dumneavoastră, rugați-vă și pentru ei. Domnul să-i întărească și să-i însoțească și pe ei. Acum lăudăm numele lui Dumnezeu printr-o cântare comună, timp în care ne închinăm înaintea Domnului și cu darurile noastre de bunăvoie. Din cântările Evangheliei, slăvim pe Dumnezeu prin cântarea de sub numărul 74. Crist, pentru cei ce-L încezesc, cuvântul Tău e rouă, e stropul nostru dumnezeiesc, nu ni-L închide nouă. 74. Crist, pentru cei ce-L încezesc, cuvântul Tău e rouă, e stropul nostru. Deschidem Scripturile la Sfânta Evanghelie după Luca, la capitolul 3, și începând cu versetul 1, vom citi cuvântul lui Dumnezeu. Citim cuvântul lui Dumnezeu, cuvânt pe care îl găsim scris în Sfânta Evanghelie după Luca, la capitolul 3, începând cu versetul 1. În anul al 15-lea al domniei lui Tiberiu Cezar, pe când Pilat din Pont era dregător în Iudeea, Ierod, cărmuitor al Galilei, Filip, fratele lui cărmuitor al Ituriei și al Trahonitei, Lisania, cărmuitor al Abilenei, și în zilele marilor preoți Ana și Caiafa, cuvântul lui Dumnezeu a vorbit lui Ioan, fiul lui Zaharia, în pustiu. Și Ioan a venit prin tot ținutul din împrejurimile Iordanului și propovăduia botezul pocăinței pentru iertarea păcatelor, după cum este scris în cartea cuvintelor prorocului Isaia. Iată glasul celui ce strigă în pustiu. Pregătiți calea Domnului, neteziți-i cărările. Orice vale va fi astupată, orice munte și orice deal va fi prefăcut în loc neted,
căile strâmbe vor fi îndreptate și drumurile zgrunțuroase vor fi netezite. Și orice făptură va vedea mântuirea lui Dumnezeu. Ioan zicea dar noroadelor care veneau să fie botezate de el, pui de năpârci. Cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Faceți dar roade vrednice de pocăința voastră și nu vă apucați să ziceți în voi și vă avem pe Avram ca tată. Căci vă spun că Dumnezeu din pietrele acestea poate să ridice fiii lui Avram. Securea a și fost înfiptă la rădăcina pomilor, deci orice pom care nu face rod bun este tăiat și aruncat în foc. Noroadele îl întrebau și ziceau, atunci, ce trebuie să facem? Drept răspuns, el le zicea, cine are două haine să împartă cu cine n-are niciuna și cine are de mâncare să facă la fel. Au venit și niște vameși să fie botezați și i-au zis, învățătorule, noi ce trebuie să facem? El i-a răspuns, să nu cereți nimic mai mult peste ce v-a fost poruncit să luați. Niște ostași îl întrebau și ei și ziceau, dar noi, ce trebuie să facem? El i-a răspuns să nu stoarceți nimic de la nimeni prin amenințări, nici să nu învinuiți pe nimeni pe nedrept și să vă mulțumiți cu lefurile voastre. Fiindcă norodul era în așteptare și toți se gândeau în inimile lor cu privire la Ioan, dacă nu cumva este el Hristosul. Ioan, drept răspuns, a zis tuturor, că despre mine eu vă botez cu apă, dar vine acela care este mai puternic decât mine și căruia eu nu sunt vrednic să-i dezleg cureaua încălțămintei. El vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Acela are lopata în mână, își va curăța aria cu desăvârșire și își va strânge greul în grânar, iar pleava o va arde într-un foc care nu se stinge. Astfel propovăduia Ioan norodului Evanghelia și dădea încă multe alte îndemnuri. Amin. Venim înaintea Domnului în rugăciune. Doamne, Tată, îți mulțumesc, Doamne, pentru harul care îl avem și în după masa asta să fim în casa Ta. Slăviți. Îți mulțumesc pentru cuvântul care a fost citit, Doamne. Te rog să-i dai la fratele Titus o înduită putere, Doamne, pentru predicarea cuvântului, Doamne. Iar nouă te rog să ne deschizi ochii, Doamne, și inima, Doamne, să putem să fim atenți, Doamne, și să luăm învățături, Doamne. Te rog să binecuvintezi aceste daruri, Doamne. Amin. Te rog să binecuvintezi corul, poezia care a fost spusă, Doamne, cântarea, Doamne. Te rog să ai milă și de fata de la Borlova, Doamne. Amin. Te rog. Tu să-i dai sănătate care are nevoie, Doamne. Te rog să ai milă și de bolnavi din poporul Tău, da. Doamne. În mâna Ta ne credințăm și a Ta să fie toată slava în veci. Amin. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Ne apropiem și în seara aceasta de tema de la, sau de studiu biblic pe care l-avem planificat. Înainte de aceasta însă, dacă sunt frați, surori, care au învățat cuvântul de aur pe de rost și doresc să-l împărtășească împreună cu noi. Amin, mulțumesc. Mai este cineva care a învățat cuvântul de aur? Și dacă m-am rugat puțin cu voi înaintea lui, n-am văzut de rușine. Și după cum, în orice lucru v-am spus adevărul, tot așa și lauda noastră cu voi, înaintea lui Tit, s-a revenit. Amin. Amin, mulțumesc. Acum vreau să vă spun că referința din calendar a fost greșită. Probabil că ați remarcat că nu prea are legătură cu tema pe care noi o avem pentru seara aceasta. De fapt, ceea ce trebuia să apară în calendarele noastre era 2 Cronici, nu 2 Corinteni, 2 Cronici, capitolul 7, versetul 14, și îl rog pe Laurențiu să-l afișeze, așa și să-l putem, și rog pe cineva să-l citească. Amin. Acum vreau să asigur pe sora Mărioara, pe sora Ionica, n-au pierdut nimic, au învățat un verset în plus, mai ales că este un verset care nu prea se învață, că sunt versete așa pe care le învățăm, pe care le știm și le știu și copiii,
Dar sunt și versete care nu prea ne îngrămădim să le învățăm, așa și 2 Corinteni, capitolul 7, versetul 14, este unul dintre ele. Nu prea am auzit pe mulți să învețe versetul acesta. Dar așa este și ne pare rău pentru neîncordanța aceasta. Vorbeam cu fratele Sergiu, l-am sunat și zic, frate păstor, avem o problemă. Acum eu m-am uitat în 2 Corinteni așa să văd care verset s-ar potrivi mai bine. Versetul 10 parcă se potrivea mai bine și fratele Sergiu e mai tânăr și a adus aminte și zice, știi frate Titus, ne aduc aminte că noi discutam de 2 Cronici, capitolul 7, versetul 14. Ne rugăm ca Dumnezeu să binecuvinteze cuvântul Său și El să fie îndrumătorul, să fie acela care să ne călăuzească atât în ceea ce vom discuta în seara aceasta, cât și în traiul nostru de fiecare zi. În seara aceasta căutăm să cunoaștem mai bine pocăința practică. Dacă săptămâna trecută am încercat să cunoaștem mai bine pocăința biblică și ne-am uitat în Scriptură să vedem cum descrie Scriptura adevărata pocăință, în seara aceasta vom aborda și vom încerca să cunoaștem mai bine pocăința practică. Vedeți dumneavoastră, este obișnuit cuvântul acesta, pocăință, pocăiți și așa mai departe, derivate de la aceasta. Și probabil că dacă ați auzit pe cineva zicând, zice, eu m-am pocăit, replica altora a fost, te duci la pocăiți? Ai trecut la pocăiți? Și pentru unii, pocăință înseamnă schimbarea unei denominațiuni religioase. Și zic ei, dacă ai aderat la o altă biserică decât bisericile tradiționale, atunci te-ai pocăit. Și de fapt, mai ales noi, cei care suntem numiți și neoprotestanți, cam așa suntem cunoscuți, cam așa suntem percepuți ca pocăiți. Da? Și când cineva spune, m-am pocăit, zice, a, ai trecut la pocăiți. Pentru alții, pocăință înseamnă însușirea unui set de reguli și ritualuri. Acum, știți că, de exemplu, în bisericile tradiționale, despre unul care postește, care ține un post și se mai și spovedește, zice că omul acela s-a pocăit. Omul acela s-a pocăit de păcate și poate să se împărtășească la Sfânta Cuminecătură și așa mai departe, pentru că în fond el s-a pocăit. Acum cred că fiecare dintre dumneavoastră ați învățat măcar un cuvânt în limba greacă și cuvântul acesta l-am auzit de multe ori la evanghelizări. Și la evanghelizări ni se spunea că de fapt pocăință este metanoia, schimbarea asta a minții, și așa se face că pentru unii pocăința a ajuns să fie doar o noțiune teoretică. A ajuns să fie ceva care ține, zic ei și spun oamenii, unii dintre ei, că pocăința este ceva de interior. Este ceva care ține de inima omului, de ceea ce se petrece înăuntru omului. Au dreptate cei care spun asta. Ce ziceți dumneavoastră? Dacă eu vin și spun că un om care se pocăiește este un om care are mintea schimbată și schimbarea aceasta a minții lui este o problemă care ține de interiorul omului, este ceva care ține de ceea ce este în intimitatea fiecarei persoane, are dreptate o asemenea persoană. A, deci asta este. Pocăința e adevărat că ea începe în interior. Pocăința este aceea care începe cu mintea, care are a face cu interiorul omului, dar pocăința este ceva care se vede și în exterior. Acum, dacă v-aș provoca să-mi dați câteva exemple de oameni de pe paginile Scripturii care s-au pocăit, poate că termenul biblic sau termenul în dreptul lor nu este neapărat sau pocăit. Dar când înțelegem ce înseamnă pocăință și noi asta stabileam
data trecută că pocăință este a te întoarce de la ceva spre Dumnezeu, a te întoarce de la idol, de la un fel de viață și a trăi un alt fel de viață. Și dacă zic în conceptul acesta, ați putea să-mi dați exemple de oameni care s-au pocăit. Să ne uităm puțin la pocăința lor. Cum arăta pocăința lor? Ce caracteristici avea? Zacheu. Deci Cristina îl pomenește și spune pe Zacheu. E adevărat că nicăieri în Scriptură nu se spune că Zacheu s-a pocăit. Dar tot ceea ce a făcut Zacheu nu face altceva decât să se încadreze în tiparul acesta al pocăinței. Dintr-o dată mintea lui Zacheu este schimbată. Aș putea să spun, Zacheu își dă seama de nevoia care o are, vrea să-L vadă pe Domnul Iisus Hristos, dă la o parte barierele și ați auzit atâtea predici la evanghelizări legate de Zacheu, așa, fac o paranteză și mi-aduc aminte de ce zicea un frate păstor și zicea, bun, fratele Busioc zicea lucrul ăsta, ce bun om e Zacheu ăsta. Și da, când ne uităm în Scriptură, păi nu prea a fost el bun și a motivat de ce? Ce pe mulți predicatori au scos din încurcătură. Că dacă nu ai așa o predică, zici, a, vorbesc despre Zacheu. Și imediat ai ce să spui despre Zacheu. Ei bine, Zacheu este omul la cărui minte este schimbată, dar viața lui, ce ziceți dumneavoastră? S-a văzut pocăința lui Zacheu și în afară, sau a rămas doar o problemă legată de minte, legată de intelect? Păi ce zice Zacheu? Jumătate din avuția mea o dau săracilor și dacă am luat de la cineva mai mult decât trebuia, pentru că era mai mare, vameșilor din Ierihon, zice, îi dau de 4 ori mai mult, împătrit. Zacheu este un exemplu al unei pocăințe și aș zice a unei pocăințe practice. A unei pocăințe care trece dincolo de ceea ce înseamnă doar o schimbare la nivelul minții. Mai puteți da niște exemple sau un alt exemplu de oameni care s-au pocăit? Corneliu, Maria Magdalena, ne gândim la fiul risipitor, ne putem gândi chiar la Ahab și vă aduceți aminte și e surprinzător. E surprinzător să-l vezi pe mândru Ahab, pe omul acesta despre care Ilie zice, te-ai vândut. Te-ai vândut să faci ceea ce este rău, cum Ahab se pocăiește, se smerește, se abate de la căile lui. Și Dumnezeu spune, n-am să aduc nenorocirea în timpul vieții lui. Ce am să aduc nenorocirea mai târziu. Și sigur că exemplele ar putea continua. Acum, am citit din Evanghelia după Luca de la capitolul 3 și aici ne este prezentată lucrarea lui Ioan Botezătorul. N-am să insist foarte mult sau prea mult asupra ei, aproape cu fiecare ocazie când ne-am adus aminte de botezul Domnului Iisus Hristos, am citit fie Matei capitolul 3, fie Luca, din nou capitolul 3, acolo unde este prezentată lucrarea lui Ioan Botezătorul și botezul Domnului Iisus Hristos. Aș spune doar că Ioan Botezătorul, pe lângă faptul că a venit cu misiunea de a boteza, Ioan Botezătorul avea și un mesaj. Și dacă ne uităm în Scriptură, dacă ne uităm în Evanghelia după Luca, dar și în Evanghelia după Matei, care a fost centrul, dacă vreți, mesajului lui Ioan Botezătorul? Haideți să ne uităm în Evanghelia după Matei, în capitolul 3. În Evanghelia după Matei, în capitolul 3, și acolo, cuvântul lui Dumnezeu ne spune, de fapt, cum a început, care a fost prima sau care a fost sumarul predicii lui Ioan Botezătorul. Evanghelia după Matei, capitolul 3, versetele 1 și 2. În vremea aceea a venit Ioan Botezătorul și propovăduia în pustiul Iudeii. El zicea, pocăiți-vă căci împărăția cerurilor este aproape. Și Ioan are ca centru mesajului său pocăința și botezul pe care Ioan îl practică este botezul acesta al pocăinței.
Veneau oamenii la el, își mărturiseau păcatele și Ioan era acela care îi boteza. La un moment dat însă Ioan observă că cei care veneau pentru botez de fapt se împărțeau cam în trei categorii. Erau trei categorii de oameni care veneau pentru a fi botezați. Unii au fost aceia care s-au pocăit în mod sincer. Și au venit așa cu toată deschiderea și au mărturisit păcatele și au fost botezați. Au fost alții care au vrut să pară că s-au pocăit. Erau gata să se boteze, dar fără pocăință, dar să facă și ei ce fac pocăiții. Și din nou evanghelistul Matei ne ajută la lucrul acesta și evanghelistul Matei vine și spune: dar când a văzut pe unii farisei și saduchei că vin să fie botezați, i-a întâmpinat cu niște cuvinte dulci. Pui de năpârci! Cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Și aici este vorba de oameni care vroiau să pară pocăiți. Oameni care doreau să pozeze în a fi pocăiți. Adică, dacă Ioan predică pocăința, dacă mulțimea este aceea care se pocăiește, atunci mergem și noi cu mulțimea. Și sunt cei care doreau, care se pară pocăiți. Dar mai este o a treia categorie și sunt aceia care mărturisesc, care sunt sinceri și spun: noi nu știm ce e aia pocăință. Noi nu știm cum se manifestă pocăința. Și de aceea, în versetul 10 din Evanghelia după Luca, din capitolul 3, spune Scriptura, zice, noroadele, unii din popor, îl întrebau și ziceau: atunci ce trebuie să facem? Adică ne spui că trebuie să ne pocăim. Noi vrem să ne pocăim, dar acum am vrea să știm concret ce trebuie să facem. Au venit niște vameși, versetul 12, au venit niște vameși și au pus și ei aceeași întrebare: Învățătorule, noi, ce trebuie să facem? Ne-ai vorbit de pocăință, am înțeles care este mesajul pe care ni-l aduci, dar acum ce trebuie să facem? În versetul 14 au venit niște ostași și ostașii pun și ei aceeași întrebare: dar noi, ce trebuie să facem? Ioan le spune că pocăința nu este ceva doar de nivelul acesta al minții, doar de nivelul teoriei, și Ioan vine și spune: mai întâi faceți roade vrednice de pocăința voastră. Și oamenii aceștia sinceri vin și spun: am face. Dar care sunt roadele alea pe care ar trebui să le facem? Ce roade ar trebui să se vadă? Și sunt categoriile acestea cu care Ioan, zic, are a face. Acum, noi în seara aceasta spuneam că încercăm să cunoaștem mai bine pocăința practică. Și aș vrea, atât din versetul de aur, cât și din textul pe care l-am citit din Evanghelia după Luca, de la capitolul 3, începând cu versetul 1, cu ajutorul dumneavoastră, să desprindem care sunt acele elemente ale pocăinței practice. Vedeți dumneavoastră, când vorbim de pocăința practică, asta înseamnă că este o pocăință vizibilă. Este o pocăință care are a face adevărat cu ceea ce se petrece în mintea omului, dar are a face și cu ceea ce se petrece în viața omului, în felul în care își trăiește viața. Vă aduceți aminte că în cuvântul de aur, Scriptura vine și spune: și se va abate de la căile lui rele. Atunci Dumnezeu spune: îl voi asculta din ceruri și voi face, îi voi ierta păcatul și voi tămădui țara. Haideți să încercăm să vedem. Aș vrea ca să lucrăm împreună, să ne gândim împreună. Acum nu știu dacă ați avut prea mult timp să citiți lecția acasă. Mi-ar place să știu că ați citit-o, că ați studiat-o așa. Și când citim, să ne gândim până la urmă să răspundem la tema pe care o avem. Care sunt acele lucruri care arată, care dovedesc o pocăință practică? Acum, dacă eu v-aș întreba, câți dintre cei prezenți aici suntem pocăiți? Păi eu cred că toți am ridicat mâna, nu-i așa?
Pocăința noastră este o pocăință practică. Pe ce ne bazăm? Care sunt acele lucruri care fac pocăința să fie o pocăință practică? Să nu fie doar așa o teorie, să nu fie doar un subiect de discuție la studiu biblic sau în altă împrejurare, ci într-adevăr să fie practică. Poftim? Smerenia. Deci un prim element al pocăinței practice este smerenia. Vă imaginați un om mândru să se pocăiască? Păi omul mândru, el întotdeauna se bazează pe meritele lui, el se bazează pe ceea ce este el, pe ceea ce face el, pe realizările lui. Și niciodată omul mândru, vă aduceți aminte de fariseul din Luca 18, zice, se ruga uitându-se și zicea, Doamne, îți mulțumesc că eu nu sunt ca ceilalți oameni. Eu nu sunt nici ca prăpăditul ăla de vameș care stă acolo în colț. Și primul element al pocăinței, sau primul element practic al pocăinței, sau primul element al pocăinței practice, este smerenia. Întotdeauna vă aminteam de Ahab. Știți care a fost semnul că Ahab s-a pocăit? S-a îmbrăcat cu sac. A renunțat la hainele împărătești și s-a îmbrăcat cu sac. Îmbrăcămintea aceasta cu sac era semnul unei smerenii de pline în Vechiul Testament. Ăsta este primul element. Al doilea element. O schimbare în ceea ce privește relația cu semeni. Da? Uitați-vă, vă rog, aici, în ceea ce vorbește evanghelistul Luca, atunci când relatează discuția pe care o are Ioan Botezătorul cu noroadele, cu poporul, dacă vreți. Versetul 10 și versetul 11. Au venit noroadele, a venit poporul și îl întrebau și ziceau atunci, ce trebuie să facem? Și ascultați versetul 11. Cine are două haine să împartă cu cine n-are. Și cine are de mâncare să facă la fel. Pocăința practică ne pune într-o nouă relație cu semenii noștri. Ne uităm altfel la semenii noștri, vedem altfel pe semenii noștri, devenim sensibili la nevoile semenilor noștri. Vreau să înțelegem că nu se poate ca pocăința să nu afecteze relațiile noastre, relațiile cu cei din jurul nostru. Când cineva se pocăiește, se pocăiește cu adevărat, se schimbă toate relațiile pe care, sau calitatea relațiilor pe care le are. Și dacă altă dată am trecut sau a trecut nepăsător pe lângă nevoile celor din jur, acum este deschis. Acum este deschis la nevoile acestora. Deci, un alt element al pocăinței practice, sigur, nu le luăm noi în ordine așa, le luăm așa cum le găsim sau cum le găsiți dumneavoastră, este schimbare, transformare în ceea ce privește relațiile cu semenii. N-ați auzit pe unii spunând despre o persoană care s-a pocăit, zice, băi, de când s-a pocăit, parcă e altfel. Parcă e alt om, nu-l mai recunosc. Se poartă altfel, are altfel de relații. Dacă mai înainte era certăresc, dacă mai înainte era nu știu cum, acum este altfel. În relațiile lui este altfel. Mai găsim un element, ai zis, Beni? Apropierea de Dumnezeu, rugăciunea, și este, dacă vreți, această recunoaștere a dependenței de Dumnezeu. Pocăința practică este pocăința aceea, sau se dovedește prin faptul că suntem conștienți, devenim conștienți, că noi suntem dependenți de Dumnezeu și căutăm tot mai mult apropierea de Dumnezeu. Nu greșim cu nimic dacă spunem că un om care se pocăiește cu adevărat, pocăința practică îl determină la rugăciune, îl determină să caute fața lui Dumnezeu, să se apropie de Dumnezeu. Așa este. Mai găsiți vreun element al pocăinței practice? Să fie corect. O schimbare a moralității, dacă vreți.
O schimbare a comportamentului. Acum gândiți-vă dumneavoastră că Scriptura aici ne prezintă două categorii de oameni care vin și ei cu problema aceasta și spune învățătorule, noi ce să facem? Sunt vameșii și sunt soldați. Și vreau să înțelegeți că fiecare dintre ei aveau problemele lor. Vameșii erau aceia care adunau taxele, numai că vameșii aveau grijă de două lucruri. Să le rămână ceva și lor și să aibă ce da și șefilor. Și de asta întotdeauna adunau mai mult decât era normalul, decât era stabilit. Și Ioan vine și spune, acum voi trebuie să aveți o altă moralitate, trebuie să aveți un alt comportament. Soldații sunt aceia care, mai ales unii dintre ei, nu prea aveau salarii mari. Și atunci aveau ei grijă să-și rotunjească veniturile. Este termenul care se folosește astăzi. Și aveau ei grijă să facă amenințări, luau cu forța, mai făceau anumite lucruri și în felul acesta își rotunjeau, își împlineau veniturile. Și Ioan vine și spune, dacă până acum ați făcut așa, de azi înainte nu mai faceți așa. De azi înainte vă mulțumiți cu lefurile voastre. Adică știți, era înainte de 89 mentalitatea asta, dacă nu ne dau ei, ne luăm noi. Adică dacă nu ne plătesc așa cum trebuie, lasă că avem noi grijă să completăm, avem noi grijă să nu ducem lipsă. Și cam așa se mergea. Ei, Ioan vine și spune, dacă vreți să arătați pocăință, și vă rog să rețineți, așa vine și spune aici, zice, faceți roade vrednice de pocăința voastră, adică să fie vizibilă pocăința, atunci, morală, o viață trăită într-un mod corect, într-un mod moral. Mai găsiți vreun element? Da, asta m-a amintit despre legat de relația cu semenii, da, unde intră purtarea de grijă celor în nevoi. Dar ce ziceți, botezul? Botezul este un element al pocăinței adevărate, a pocăinței practice. Gândiți-vă numai puțin la ce se întâmpla atunci la Iordan. Spune Scriptura că atunci când a văzut pe unii dintre farisei și saduchei să folosesc limbajul evanghelistului Matei, Ioan Botezătorul vine și le spune, pui de năpârci, cine va învăța să fugiți de mânia viitoare? Înțelegeți că Ioan le-ar fi spus oamenilor aceștia, voi n-aveți nevoie de botez? Nu asta le-a spus. Ce le-a spus Ioan de fapt? Că botezul fără pocăință îl faceți degeaba. Că nu are nicio valabilitate botezul dacă voi nu v-ați pocăit. Și am putea să spunem, dacă e să folosesc limbajul matematic și reciproca este valabilă, că un om care se pocăiește obligatoriu se va boteza. Vă aduceți aminte când la Rusalii predică apostolul Petru și spune cuvântul că cei care au ascultat predica, unii dintre cei care au ascultat predica, au rămas străpunși la inimă. Și atunci Petru este cel care, sau ei vin și spun, acum fraților, ce să facem? Răspunsul lui Petru. Pocăiți-vă și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor. Pocăiți-vă. Botezul și pocăința merg mână în mână. Și vreau să înțelegeți că nu le putem separa. Botezul este parte a pocăinței practice. Este dovada unei pocăințe practice. Acum, toată lecția din seara aceasta aș vrea să o aplicăm la noi și am vrea să ne verificăm puțin pocăința noastră. Nu v-am pus să ridicați mâna, dar am lansat întrebarea câți de aici suntem pocăiți, ne numim pocăiți sau ne considerăm pocăiți. Dar întrebarea pe care vreau să ne opunem este pocăința noastră. Este o pocăință practică? Și aș vrea să pun câteva întrebări și la care aș vrea să ne răspundem fiecare personal. Și pe baza acestora putem, și mai sunt și altele,
Eu am selectat câteva dintre ele, mai exact trei întrebări. Pocăința mi-a afectat felul de viață. Adică, de când m-am pocăit, de când spun că m-am pocăit, viața mea s-a schimbat? Pocăința trebuie să fie ceva practic. Acum, cineva spunea așa și spunea cu ironie, dar amintesc cu regret lucrul acesta. Ce măi, ăla de când s-o pocăi, știi ce s-o schimba la el? Că dacă mai înainte bea în toate barurile, acum bea acasă la el. Asta nu-i schimbare. Asta nu este schimbare a modului de viață. Pocăința este aceea care determină, așa zice Tit, nu? Harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat și ne învață să o rupem cu păgânătatea. Asta înseamnă pocăință. Se schimbă felul de viață și atunci revin cu întrebarea. Pocăința mea mi-a schimbat felul de viață? Sau felul meu de viață a rămas același, dar am schimbat doar biserica la care merg? Am schimbat registrul de membri în care este trecut numele meu. Pocăința adevărată, pocăința practică, este aceea care schimbă viața din temelie. Dacă vreți, revoluționează viața fiecăruia dintre noi. O a doua întrebare. Aș putea să identific roade ale pocăinței în viața mea? Pentru că Ioan vine și spune, faceți roade vrednice de pocăința voastră. Și acum eu vreau să am o pocăință practică. Și întrebarea mea este, pot să identific? Pot să identific roade ale pocăinței în viața mea? Vă spuneam lucrul acesta și... Nu e aici în seara asta. E acolo. Îți aduci aminte ce te-am întrebat la comitet? Când ai venit la comitet? Și este una dintre întrebările care le-am pus multora care erau candidați pentru botez. Și am întrebat așa, spune-mi un lucru pe care l-ai făcut înainte de pocăință și pe care acum nu-l mai faci. Și apoi, spune-mi un lucru pe care nu l-ai făcut înainte de pocăință și acum îl faci. Și dacă este să mă uit așa la roadele de pocăință și dacă mă gândesc la lucruri pe care le-am făcut altă dată și nu le mai fac, nu mai merg unde am mers, nu mai vorbesc cum am vorbit și pot să continui cu lista aceasta foarte mult. Când este vorba de a face un lucru pe care nu l-am făcut, am început să iubesc Scriptura, am început să iubesc casa lui Dumnezeu, am început să-mi iubesc frații, astea sunt roade ale pocăinței. Ei, întrebarea mea este, pot să identific roade ale pocăinței în viața mea? Dacă se pot identifica roadele acestea ale pocăinței, atunci pocăința mea este una practică. Altfel, e sublimă, dar lipsește cu desăvârșire. O a treia întrebare. Când se uită cei din jur la mine, văd roade ale pocăinței. Pentru că, vedeți dumneavoastră, Domnul Iisus Hristos spunea că pomul se cunoaște după roadă. După roadele lor îi veți cunoaște. Și dacă oamenii se uită la mine, dacă oamenii se uită la felul în care eu îmi trăiesc viața, ei pot să vadă acum roade ale pocăinței în viața mea. Sau viața mea a rămas aceeași? Am rămas la fel. Dragii mei, pocăința practică este pocăința care îmi schimbă viața. Devin eu conștient că viața mea nu mai este la fel. Că nu mai caut aceleași lucruri, că nu mai am aceleași valori, că totul s-a schimbat și apoi cei din jur, cei care se uită la mine, văd și ei lucrul acesta. Și spun, omul acesta este schimbat. Omul acesta nu mai este cel pe care îl cunoșteam eu altă dată. Spune cuvântul lui Dumnezeu la un moment dat, zice, și se miră că nu mai alergați la același potop de desfrâu ca și ei și vă batjocoresc. Asta este pocăința practică. Și acum, din nou fac aplicație la noi, când ne uităm la pocăința noastră, este ea o pocăință practică? Dacă da, zic, slăvit să fie Domnul. Dacă nu, grijă bună.
Grijă bună că s-ar putea să trăim o mare, mare înșelare. Vreau să înțelegem și concluzionez spunând că pocăința începe cu o schimbare a minții, dar ea conduce și la o schimbare a vieții. Pocăința începe în mintea noastră, în interiorul nostru, dar ea se manifestă și în felul în care ne trăim viața. Este schimbarea minții care conduce la schimbarea vieții. Și apoi, dacă în viața noastră cei din jur nu pot să identifice fapte vrednice de pocăință, atunci ar trebui să ne verificăm noi pocăința noastră. Dacă cei din jur nu pot să vadă în noi fapte vrednice de pocăință, să identifice fapte vrednice de pocăință, atunci ar trebui ca la modul cel mai serios noi care ne numim pocăiți, care ne lăudăm cu numele acesta, să ne verificăm viața, să vedem dacă nu cumva, de fapt, avem doar impresia că ne-am pocăit. Dar nu ne-am pocăit cu adevărat niciodată. Vreau să reținem în seara aceasta și dacă am reținut lucrul acesta, cred că este suficient că pocăința e o problemă de practică. Începe în minte, dar se manifestă în traiul vieții de fiecare zi. Și eu zic, Doamne, ajută-ne să cunoaștem pocăința, dar, Doamne, ajută-ne să trăim pocăința.